Haideți să vedem împreună, domnilor, ce s-a întâmplat în aceste 7 zile în care România s-a schimbat, în care România a fost cuprinsă de durere și totodată a acționat inclusiv politic. Sunetele prelungi ale sirenelor de ambulanță s-au înfipt ca niște cuțite în inima nopții de vineri 30 octombrie 2015. Fără să-i cheme nimeni de acasă, mai mulți medici și asistente și-au lăsat familiile și au plecat spre spitalele în care urmau să trăiască poate cea mai terifiantă noapte din viața lor. Tragedia de la Clubul Colectiv a cutremurat toată România și a devenit subiect de breaking news la multe televiziuni din lumea întreagă. Dar nimeni nu se aștepta atunci ca drama să genereze convulsii sociale care să ducă după nici 5 zile la căderea guvernului. Este o mare tragedie. Este alarmă generală în Ministerul de Interne. L-am informat și pe domnul președinte Iohannis. Sunt 25 de morți, toate forțele disponibile. În București, din păcate, asta este o tragedie care e foarte mare și încă nu știu să fi fost așa ceva de la Giulești. S-a lucrat și s-a încercat resuscitarea mai multor victime. Din păcate, fără succes, fiind intoxicația cu fum și natura intoxicației și stopului cardiac, e foarte greu să fie reușită resuscitarea în aceste situații. S-au transportat la spitale 88 de persoane cu mașinile SMURD-ului și serviciului de ambulanță. Având în vedere numărul mare, chiar dacă sunt arși, împreună cu domnul ministru Bănicioi ne-am consultat și au fost transportați la toate spitalele de urgență. Deci au fost transportați la Floreasca, la Spitalul de Arș, la Spitalul Universitar, la Elias, la Bagdazar, deci la toate spitalele de urgență, urmând ulterior să fie rearanjați după gravitatea cazurilor. Dacă doctorul Raed Arafat era privit în acele momente cu simpatie de către opinia publică, nu același lucru se poate spune despre Gabriel Oprea, ministrul de interne și vicepremier care se afla în centrul scandalului legat de moartea polițistului din coloana sa oficială. Gabriel Oprea se va dovedi în final veriga slabă a guvernului Ponta. Venit în mod firesc la locul tragediei, primarul sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, le garantează jurnaliștilor că, din punct de vedere formal, clubul avea toate avizele de funcționare, deci totul nu ar fi fost decât un tragic accident. În termenul zonei, este un club de rockeri. Avizul de funcționare este pe o proprietate privată, avizul de funcționare au îndeplinit toate condițiile din verificările care le-am făcut, are toate avizele. A fost primul lucru care i-a nedumerit pe cei care puteau fi ucizi în acele momente. Primarul spunea cu alte cuvinte că o asemenea nenorocire se poate întâmpla chiar dacă se respectă toate legile. Specialiștii criminaliști au început ancheta la fața locului. Ulterior, procurorul general Tiberiu Nițu comunicând și încadrarea juridică a faptelor.
De dimineață am preluat dosarul de la parchetul Capitalei datorită complexității acestuia, datorită anvergurii, datorită situației și faptului că trebuie conlucrat cu foarte multe instituții. S-a început o anchetă penală, este începută urmărirea penală cu privire la faptele de omor calificat și distrugere calificată pentru început. Urmează audieri, încă nu au fost finalizate, s-au văzut mai multe imagini, au fost vizionate și fotografii și postate pe tot felul de rețele. Ulterior, o parte din dosar a fost preluată de DNA, datorită suspiciunilor de corupție care ar plana asupra funcționarilor lui Piedone cu privire la eliberarea autorizației de funcționare a clubului în lipsa avizului de la pompieri. Apoi au apărut primele fotografii ale victimelor, prima listă cu morții, primele mărturii din infern. Toate acestea au transformat emoția într-un uriaș sentiment de neputință publică. Mai ales că, din relatări, reieșea că busculada a fost provocată de existența unei singure ieșiri. Nu trebuie să fii specialist ca să-ți dai seama că nu se poate asigura o evacuare de urgență a peste 400 de oameni pe o singură ușă. Acest amănunt, aparent banal, a fost cel care a provocat cu adevărat întreaga tragedie. Am rămas șocați pentru secunde. Și am văzut cum eram înconjurați de foarte, foarte mulți tineri care ieșeau arși de vii. A fost o imagine sinistră pe care orice am face, cred că oriunde am merge, nu vom uita niciodată. Erau niște imagini sinistre. Erau tineri atât de frumoase, arse, cu un procent foarte mare de arsuri pe suprafața corporală. Când îi ajutam pe tineri, vedeam în fundal, eram grupuri. Unii dintre noi, echipajele cu medici, resuscitau. Era un colț șocant, era un colț al tinerilor pe care se făceau manevre de resuscitare. Mi-a rămas imaginea colegilor mei cu lacrimi în ochi și pe obraz care resuscitau. Poate tineri de seamă cu copiilor sau mai tineri decât copiilor care nu se îndureau să oprească manevrele de resuscitare. Am fi dat orice ca să ajungem în secunde la spital cu ei în viață. Ajung și acasă lângă copiii noștri. Am realizat că trebuie să fim fericiți ca părinții că îi strângem în brațe. Valul de emoție care a cutremurat întreaga societate românească s-a mărit constant în următoarele ore, având în vedere că drama s-a petrecut noaptea, iar mulți oameni au aflat despre nefericitul eveniment abia a doua zi. Tot în acea zi, presa a insistat să afle cum a fost posibil să se întâmple o asemenea grozăvie și dacă primarul sectorului 4 își asumă vreo responsabilitate după ce au murit 24 de oameni și au fost răniți peste 100. Răspunsul primarului Piedone a provocat indignare. De hârtii nu am nimic ce să-mi reproșez, am îndeplinit toate formele legale de eliberare a acordului de funcționare.
Tot presa a fost cea care s-a întrebat ce a făcut Inspectoratul pentru Situații de Urgență ca să prevină dezastrul. Deoarece, așa cum se știe, ISU ține de Ministerul de Interne și se ocupă, printre altele, și cu paza și prevenirea incendiilor. Dar, surpriză, secretarul de stat Raed Arafat, care are în subordine ISU, a susținut că inspectoratul nu a știut de existența acestui club. Au zis colegii noștri de la ISU și este clar, n-au niciun document în privința acestui spațiu, acestui club și nicio solicitare n-au avut și până aici mă opresc pentru că ancheta va arăta aceste lucruri. Ulterior, presa a arătat că ISU nu numai că știa de existența clubului, dar efectuase niște controle la club cu puțin timp înainte. A fost un alt element care a mărit valul de suspiciuni că autoritățile încearcă mușamalizarea cazului. Între timp, guvernul a decretat 3 zile de doliu național, de sâmbătă până luni, iar președintele Iohannis s-a dus să aprindă o lumânare la locul tragediei, declarându-se și el consternat de faptul că un club poate funcționa în asemenea condiții. Este de neimaginat că în acel spațiu au putut să fie atâția oameni la un concert și să se întâmple într-un timp atât de scurt o tragedie datorită în esență faptului că au fost ignorate norme simple. Deși președintele nu a făcut nicio referire directă la primarul sectorului 4, opinia publică nu a putut să nu se gândească la modul în care se ascundea după hârtii Cristian Popescu Piedone. Pe lângă atitudinea cel puțin inadecvată a primarului, oamenii au aflat că numărul morților putea să crească. Este posibil încă să se dubleze numărul actual al deceselor. În timp ce mamele cu rochii de mireasă pe brațe au venit la Institutul de Medicină Legală să-și ia fetele acasă, emoția din spațiul public a fost amplificată de poveștile celor care și-au pierdut viața în acel sinistru incendiu. Maria Ion era femeie de serviciu la Clubul Colectiv în noaptea incendiului. De fapt, destinul a vrut ca ea să fie acolo. O colegă a rugat-o să-i țină locul pentru că avea copilul bolnav. Să mă iert, să mă din suflet, să mă iert! Trebuia să fiu eu, nu trebuia să fii tu, Marița mea! Marița, de ce Marița? Că trebuia să mă duc eu, că eu am ce trebuie, aveam o fata mea, cine s-o crează, pa mea! Pune! 5 copii împreună cu bunicul lor, care este paralizat și nu are un picior, au rămas fără niciun răspuns după moartea Mariei. Oamenii mișcați de drama femeii au trimis ajutoare și, pentru ca această poveste tulburătoare să fie românească 100%, mai rămâne de spus că, aflând despre donații, hoții au spart casa și i-au furat totul. Toate poveștile celor morți în Clubul Colectiv au mișcat sufletele a milioane de români. 2 dintre eroii acestei tragedii au fost în stare ca, odată scăpați din iad și reușind să ia o gură de aer curat, să se întoarcă în flăcări pentru a-și salva prietenii. Numai că asta le-a fost fatal. Ei au fost Claudiu Petre și Adrian Rugină. Pentru eroismul lor au fost decorați post-mortem de președintele României. În sfânta zi de duminică 1 noiembrie, mii de oameni au participat la un marș al tăcerii pe traseul Piața Universității Club Colectiv. Oamenii care așteptau o vorbă bună din partea Preafericitului Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, au așteptat degeaba. E patriarhia la 2 pași, doamnă. Un clopot, doamnă, nu s-a tras în memoria copiilor ăștia care au murit nevinovați. Reacția târzie a capului Bisericii Ortodoxe prezent la înmormântarea femeii de serviciu nu a avut nimic de a face cu principiile elementare creștine. Ioan Robu a fost ieri acolo la Club Colectiv, da, și a îngenunchiat și, da, s-a rugat. Veți face același lucru? Nu, că a trecut perioada de doliu național și în perioada respectivă pentru 3 motive. Noi nu ne-am dus, mai întâi că e spațiu public, nu e spațiu bisericesc. Și a lăsat pe oameni în tăcere să se reculeagă. Unii chiar au spus că nu e nevoie aici de spectacol sau de slujbe, ci de reculegere în tăcere.